Ești cel mai tânăr dintre elei, ca să spun așa. Spune-mi cum... Și era convins că el este cel mai tânăr dintre elei și, de fapt, e mai bătrân un an decât mine și mi s-a părut foarte funny, da. Spune-mi, te rog frumos, cum ai intrat pe calea asta antreprenoriatului? Ce visai când erai în liceu să faci și ce ai ajuns să faci? Visam din liceu chiar și din facultate și cred că la fel și asociații mei, că suntem trei, Radu și Ioana și cu mine. Să facem lucruri, să schimbăm, să nu mergem pe șinele alea, cum au fost părinți. Mama mea a avut 40 de ani același job. Îți dai seama, era aproape 25 de ani într-un același spital, lucrat medic. Mi se părea un coșmar, eu nu pot să fac asta. Știi, era ca o mașinuță trasă pe șină, care face același lucru în sfârșit, mi se părea un coșmar. Nu avem nicio idee ce o să facem. Ideea este că ne-am stat noi, ne-am povestit, ne-am discutat. După ce am terminat anul 5, eu și cu Radu... Erați prieteni din facultate. Prieteni din liceu, nu din facultate. Și am zis, hai să facem un business, ne-am deschis RL-ul în 5 septembrie 2006, tocmai am împlinit 17 ani. Mulți înainte. Mai mult decât multe căsnicii. Și Ioana încă era student, mai avea 2 ani chiar. Părinții au fost foarte încântați, stai și vezi de școală. Eu am o familie care focus foarte mare pe școală. Și n-avem nicio idee. Am intrat în antreprenoriat așa pur și simplu. Dar ca bani v-ați împrumutat, ați făcut, nu știu, de la părinți, la bancă? Da, ne-au dat părinții 2.100.000 de lei vechi, adică 210 lei, adică nimic. Și ne-am deschis RL-ul în Registrul Comerțului și aia a fost tot. Ne-am dus cu unitatea centrală, că așa era atunci, nu aveam bani de laptopuri și nu erau laptopuri performant. Unitatea centrală la casa părinților lui Radu, care ne-a devenit birou preț de 6 ani și ne-am apucat noi să scriem cod, că eram toți trei programatori. Și credeam că o să dăm lovitura, habar n-aveam ce facem. De asta, privind în urmă, povestea noastră este una inspirațională cu adevărat, pentru că am pornit cu zero know-how, n-am fost angajați, adică ziceam, eram direct, Ioana era încă student, zero bani, zero experiență de orice fel. Și cu toate astea am reușit. În schimb, nu este și aspirațională povestea noastră, nu e de dorit să fie așa, adică nu e o rețetă pe care să spui, hei, tineri, ia-ți că faceți așa, pentru că noi am reușit în ciuda șanselor. Pentru că e foarte greu, la modul cel mai serios, e foarte greu să reușești cu zero know-how și zero bani. Cât de organizat ești? Ai așa o agendă de lucru sau... Am o agendă de lucru, nu sunt organizat. Partea asta este la categoria minusuri și defecte la mine. Organizarea nu e punctul meu. Dar am reușit. Până acum mă descurc în modul meu așa un pic haotic.